Bine v-am regăsit, prieteni! Ce zici odată? Ce zici odată toate televiziunile călare pe Congresul al Popularilor Europeni, așa cum este într-un fel și normal, că vorba aia s-au adunat tot ce înseamnă spuma politicii de dreapta, să-i zicem, creștin-democrate din Europa, ia ca la București. Dar eu am remarcat altceva și vă arăt și vouă. Bă, austriacul ăla, o să vă arăt imediat video, aici și pe full, a intrat zâmbind la Cotroceni, Nehammer, ăla care zice că fără Schengen. Dar o să explicăm și chestia asta. A intrat zâmbind la Cotroceni, băi, Iohannis avea o privire de parcă l-ar mânca de viu. Adică, așa, nimic, uite-te la el, da? Și îți mai arăt și poza alaltă, de aproape, dă-l full, mare, să se vadă. Adică, dă-o mare pe ecran, adică, băi, chiar l-ar mânca de viu. Pur și simplu, eu pe Iohannis nu l-am mai văzut niciodată atât de nu supărat, asta nu-i supărare, asta e o furie de aia și pare bine că în sfârșit parcă învie ceva din instituția prezidențială. Bine, Nehammer și-o merita. De ce? Austriacul are alegeri în septembrie. Săracul a ajuns de pe locul 1 pe locul 3. Îți dai seama că primii au șansă, socialiștii, care au și primarul din Viena, după aia sunt extremiștii și după el. Ba, e destul de greu să vezi dintre extremiști ăștia de pe locul 2 sau 3 care e mai extremist, pentru că și Nehammer cu voie sau fără voie începe să facă jocuri pe care Rusia le aplaudă. Sigur, aveau 98% dependență de gazul rusesc în decembrie. Acum au undeva la 82%. Pe de o parte, mergem și la cealaltă parte, că nici noi nu suntem cu toate ouăle în cuib. Bun. De ce v-am arătat poza asta? Asta mi-arată că ceva s-a întâmplat în culise. Nu vorbesc dacă e bine, nu vorbesc dacă e de rău, vorbesc doar că ceva neașteptat pentru partea română. Și partea română a sperat că se va vorbi despre Schengen și despre România. Nu, doar în România s-a vorbit despre România și despre Schengen, dar în legătură directă. Presa europeană, presa internațională care a fost acolo, nici măcar n-a amintit cuvântul Schengen. A amintit cuvântul România, sigur că da, se desfășoară la București, capitala României, tot congresul ăsta. Ai noștri însă au mers cumva ca la pomul lăudat. Și nu doar politicienii, nu. Au mers inclusiv o grămadă de analiști. Dom'le, să vezi acum că o să-i dea peste nas ăstuia austriacului și o să intrăm în Schengen. Nu așa se intre Schengen, băieți. Pur și simplu, noi avem niște păcate mai urâte, amintiți-vă de Marțea Neagră, amintiți-vă de Noaptea ca hoții. Noi zicem că am trecut peste ele, dom'le, dar primiți-ne în Schengen. Dar cum am reacționat noi? Și pun doar o întrebare și doar fără să fie o evaluare că da, sigur că e așa cum zic eu sau nu e așa cum zic eu. Dacă aveam, de exemplu, nu știu, o țară ca Muntenegru, da? Să zicem că intră Muntenegru acum în Uniunea Europeană. Au avut război, cum am avut noi în mineria, au avut o felul de chestii, bă, și intră în Uniunea Europeană și vrea în Schengen. Și noi să zicem că suntem în Schengen. Și vedem că dintr-o dată și la aia e o marță neagră, în care se fac praf instituțiile statului într-o noapte. După aia, încă o dată, după câțiva ani, vine unul ca Dragnea care zice, băi, rezolvați problema cu, da, ordonanța aia turbată, Noaptea ca hoții. Noi cum am reacționat? Bă, am fi cu 7 senzuri. Băi, dar merită ăștia să intre în Schengen? Sunt și de astea. O să vă arăt și video ăsta cu, ca să vedeți cum, cât de zâmbitor intră Nehammer, pune video mare pe full, da? Da, aici ai Iohannis, privire impasibilă. O să vedeți că la sfârșit, chiar când se întâlnesc, lasă să se vadă așa un guten tag, da, bună ziua, da? Ăsta intră foarte zâmbitor, săracul. Ok? Și uite la Iohannis. Nimic. Da? Și nu o să spun că nu face bine. Bun. Acum, sigur că există niște lucruri despre care ar trebui să vorbim un pic mai mult. Am văzut la șeful poliției din Chișinău, apropo de scandalul făcut de ieri, de Aur, ieri, vine șeful poliției din Chișinău și spune ce? Ruși plătiți de infractori de Chișinău trimiși la mitingul Aur de la București.
este doar o singură sursă, dar este șeful poliției din București. Da? Și el spune foarte clar, imediat o să vedeți, am oprit 200 de oameni trimis de Ilan Șor, ăla cu miliardul de dolari, da, un hos nenorocit, care și-a făcut și un partid, ăla din Găgăuzia, e așa, da, prieten mare cu Putin, plecat la Moscova. 200 de oameni trimiși de Ilan Șor la protestul AUR de la Congresul PP la București. Asta e de pe Sport Media. Mă duc mai departe. Citez. Însă nu se știe dacă au reușit să intercepteze toate transporturile, așa că e posibil ca la protestul AUR de miercuri să fi participat persoane finanțate de Moscova prin intermediul oligarhului prorus Ilan Șor. Clar, au fost o parte dintre ei care au reușit să ajungă la București. Mă duc mai departe. A precizat șeful poliției că persoanele erau vorbitoare de limba rusă și nu știau unde se deplasau și în ce scop. Cel mai regretabil este că această intenție de organizare a protestelor sau măsurile de expunere a unor nedumeriri la acea reuniune venea și din partea unui alt partid de la București, care cumva se consolidau cu protestatarii de la Chișinău. Urmau să se consolideze de comun acolo, Partidul AUR planifica aceste acțiuni la București, a adăugat șeful poliției. Dezvăluirile într-o conferință de presă în care șeful poliției, dar și șefa Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, Veronica Dragalin, au dat detalii despre dosarele în curs care vizează finanțarea partidelor politice și spălarea de bani. Acum, este doar o sursă. Eu, jurnalistul, n-am voie să spun sigur ce spune domnul ăsta sau nu e sigur. Însă, aștept altceva. Aștept să văd ce zic ăștia de la AUR, care au bulversat sau au încercat să bulverseze tot congresul ăsta, să ne facă de minune peste tot, da? Este clar, cu sloganuri anti-europene, anti, ok, dar mai aștept ceva. Eu vreau să știu răspunsul alor noștri, pentru că și noi avem poliție, avem servicii, avem chestiuni de genul ăsta. Sigur, poate că unele răspunsuri nu se pot da, de înțeles. Nu mă apuc acum să zic dăm dosarul și dacă e la jumătate, ok? Dar trebuie să știm, pentru că dacă ce se întâmplă în Chișinău, cu toată destabilizarea asta, făcută de Ilan Șor, care e un infractor notoriu, dat în urmărire, se ascunde la Moscova, ok, dacă ăia încep să vină și aici, păi am pus-o băieți, dacă nu le retezăm aripioarele, sau cel puțin le nodăm aorta din timp. Dacă se dovedește că AUR este în combinație cu ăștia, păi să mă ierte Dumnezeu, tată, există registrul partidelor politice și i-ai ras. Pur și simplu. Bun, de ce extrem de importantă chestia asta? Lumea se mișcă. Lumea se mișcă, ați văzut, în est, invazie. În vest, tot felul de mișcări anti-sistem. Da? Pur și simplu o jumătate de planetă care stă și se uită ba la China, ba la Rusia, ba la Europa și Statele Unite, sudul global, da? Adică tentațiile de a bubui ceva sunt imense. Dacă tu pui peste paiele astea pe care le avem în România foc și tu ești AURul, atunci, băiatule, înseamnă că ar trebui să lase nu doar cu ejectarea din politică, dar și cu niscaiva pușcării. Dacă, repet, nu fac proces de intenție și oamenii ăia au dreptul, da, la replică. Ok? Ok. Bun. Acum să mergem un pic la noi. Toată lumea îl suduie pe Nehammer. Câteodată și eu îl sudui. Dar mă, cum ar fi? Ok, ne-ai spus nu. Și nouă și bulgarilor. Dar cum ar fi să ne uităm în oglindă, să vedem unde am greșit și să ne vedem de treabă? Să ne vedem de treabă înseamnă să reparăm ceea ce este de reparat. Ați văzut că acum se chinuie Partidul Comasat Român, PCR-ul, să legifereze traseism. Păi mă, băiatule, dacă ai face un sondaj de opinie sau ai face un referendum, na, că așa e la mod acum cererea de referendum, vezi ciolacul, dacă lumea, dacă poporul, dacă românii, cum ziceți voi, sunt de acord cu traseismul, oare ce ar ieși? Eu sunt convins că ar ieși peste 90%, da?
împotriva traseismului. Și totuși se dă ordonanță, da, domnule, lasă să fie traseism. Într-o zi o să faceți în felul următor. Domnule, ce ne interesează ce vor ăștia, românii ăștia care ne votează? Uite, noi vrem să fim senatori și deputați pe viață. Și își dau o lege și fii atent. Te duci la judecător și judecătorul spune, e adevărat că ai dreptate, dar nu pot să aplic dreptatea ta, ci legea ăstora. Și dacă își dau o lege să fie pe viață, sau fiecare zi să le ducă cineva 7 pâini, 2 kg de carne, 5 kg de ulei, 2000 de lei de buzunar pe zi, suntem obligați să o facem. Pentru că legile au ajuns într-atât de denaturate, da, vis-a-vis de aspirații, de atitudini, de resurse, vorbim de oameni de masă largă, încât n-ar trebui să ne mai mire nimic. Bun, și nu numai aici. L-au pus pe Căciu la finanțe, vă amintiți. A făcut praf bugetul, ăla săracul nu știu să calculeze. Dar în loc să-l dea afară, l-au pus la finanțele europene, la fondurile europene. De ce, dacă ai făcut praf și lei? De ce să nu faci praf și euro? Și acum vine tovarășul Căciu cu o chestie, bă, tată, suntem unici, da. Adrian Căciu vrea ca România să scape de pragul maxim al deficitului bugetar de 3% din PIB. Asta este o condiționalitate pentru toate statele Uniunii Europene. Și iarăși suntem noi mai cu coada pe sus, să se vadă cât e ceasul, ok? Și vine domnul Căciu din Buzău, din marele centru financiar mondial, Buzău, dintr-o funcție extraordinar de mare, de consilier, de primar. Dar, dacă și premierul e de acolo, poți să ieși ceva? Și ce băi, europenilor, proștilor, tâmpiților, cretinilor, idioților, stai bă că vin eu, bă, vin eu, acest Leonardo da Vinci al bugetului României, această mama omidă al bugetului european. De acum încolo, România să rezolve, să nu fie ca voi. De ce mama dracului a mai intrat în Uniunea Europeană? Ai condiționalitate, tată. 3% deficit este condiționalitate și am auzit vorbind despre asta 30 de ani. Și ne tot uitam, cum, unde, ce? Da? După am tot auzit. Vine domnul Căciu să spună și corbul zise nicac, da, eu-s din Buzău, corect? O să vă arăt de ce își permit politicienii noștri să facă asemenea lucruri. De ce nu ne iau în seamă? De ce suntem atât de proști încât să-i tolerăm? Și vă arăt un filmuleț din Franța. O să meargă pe ecran în full și o să vi-l explic. Oameni săraci sunt și acolo. Nu putem spune că vai, că la noi e sărăcie. Pe omul ăla care îl vedeți acolo în bej, care are niște păpuși, da? Să știți că omul ăla câștigă 10, 50, 30, 20 de euro pe zi. Cât îi dă lumea? Și acolo are o păpușă, da? Și o să vedeți imediat că nu este doar un teatru de păpuși așa numai, că știi, hai mă, dă-mi și mie un leu să-mi iau un covric. Nu, nu. O să mă apropii cu telefonul, l-am filmat acum 2 săptămâni, într-o sâmbătă, da? Mă apropii cu telefonul și ghiți ce are acolo. Fabule de la Fontaine. Da? Adică omul are acea temelie culturală, da? Și vinde, uite, vezi, câte un leu, câte un doi, da? Vinde CD-urile în care cineva l-a filmat și a făcut o pomană și a zis, domnule, poți să-ți vin CD-urile astea să vadă copiii. Și se adună copiii în jurul lor, eram acolo lângă o super cofetărie de aia turbată, da? După am regretat că am stat acolo, că am dat 30 de euro pe o înghețată de, mi-a înghețat ficatul și din singură, ok? El stă acolo, copiii stau, se uită și el explică fabulele lui La Fontaine. Gândește-te că ar exista, nu știu, unul pe stradă la noi, să aibă niște păpuși și să explice, nu știu, nunta zamfirei, na. Ok? Adică fundamentul cultural al maselor. Despre asta vorbeam. La noi, cu 2% din PIB pentru educație, nicac da, vorba aia, niciodată nu o să vezi astfel de întâmplări care au legătură cu cultura. Bun? Bun. Mă duc mai departe. Știi, când ești prost, să uite Dumnezeu la tine și zice, bă, ți-am dat traist. Ți-am dat tot ce vrei tu. Tot. Dar nu mă obliga să-ți bag în traist. Și uite, Adina Vălean. Adina Vălean, care este liberală, ok, comisar european pentru transporturi, și vine și ne zice foarte bine. Nu avem autostrada Comarnic-Brașov din cauza României. Băieți, acum
merge ultimul tren de finanțare a autostrăzilor cu bani europeni. Și la revedere, dacă sunteți proști. Adică, pur și simplu, ai noștri au bălmăjit-o atât de tare cu autostrada Comarnic-Brașov, că știi, băi, din bani europeni nu prea se ia parandărătul, că vine Olaf-ul și spune cătușele instantaneu. Din banii românești, mai frește, mai ioi, mă doare spatele, n-am putut să vin. Știți, domnul, am făcut investiții, am mai luat încă două Lopez cu 3 milioane de euro. O, ce vilă frumoasă răsare în casa și în localitatea și în orașul tuturor directorilor și câțiva din minister. Bun. Și ce zice Adina Văleană? O să vedeți imediat. N-avem autostrada Comarnic-Brașov, nu din cauza Uniunii Europene, ci din cauza României. Asta apropo de faptul că unii zic ce face Uniunea peste, pentru noi. Nu o să vină Uniunea Europeană să ne facă nouă Comarnic-Brașov. Asta este care n-a fost aproape niciodată inclus pe lista proiectelor cu finanțare europeană. Da? Tot timpul România a dorit, sub diverse forme, să realizeze singur acest proiect. Ăsta e un exemplu pentru ce înseamnă 30 de ani să te gândești tu ce ai de făcut acolo și să nu faci nimic. Adică, de câte ori s-a pus problema, băi, vă dăm bani gratuiți să faceți autostrada. O, dar stați un pic, că facem noi din banii noștri. Bă, dar au trecut 10 ani, n-ați făcut-o. Da, dar ne mai gândim. Am făcut un studiu de fezabilitate care a expirat. Și se uită ăla la conservă, bă. Conserva asta de pește expiră în 3 ani. Studiul tău de fezabilitate de 50 de milioane de euro. O, domnule, la noi un an jumate, că la noi dacă plouă, știți, meteodependență. Adică suntem loze. Loze, loze. Da, bun. Mai mergem, să ne mai uităm la ce avem de făcut. Ca să nu mai avem impresia că, știți, noi suntem perfecți, oare de ce nu vor ăștia să ne facă europeni cu drepturi depline? Ok. Tehnic, suntem pentru Schengen. Numai că știi care e chestia? Europenii se uită și la chestiile astea. Și chiar dacă nu sunt așa grave sau le mai exagerează ei, pretextul este, bă, uitați-vă la România, voi faceți chestii de astea. Mai aveți vreun stat european cu 1400 companii de stat? Te uiți la Germania, dita mai Germaniei cu 170 și ăștia românii cu 1400. Păi dar ăștia degeaba le dăm bani, bă, pentru că ăștia trăiesc numai din împrumuturi. Și împrumuturile pentru ce? Nu autostrăzi, nu Lugoj, Iași, Megidia, Sighet, nici gând autostrăzi de genul ăla. Galați, Timișoara, nici gând, nu. Pentru bugetari. Bugetari care la noi sunt mai mulți decât sunt în Polonia. Noi avem vreo 18 milioane, polonezii 38 de milioane de locuitori. Dar noi avem mai mulți, mult mai mulți bugetari decât polonezii. Și uite aici, ești din Iași, dacă a luat ce zice lumea, că să mai vadă și ăștia politicienii. Am plecat de la 500.000 de angajați la stat în 90, când totul era scriptic, cu dosar, cu șină, și am ajuns la 1.700.000 în 2023 după digitalizare. Asta da reforma administrativă. Nu sunt 1.700.000, sunt 1.349.000 de 1.35 de milioane, bun, de ăștia. Și de ce? Că le arătăm exact. Și fii atent, majoritatea știu unde sunt. Administrația centrală, mai mult de 50%, e ca și cum România, să zicem că are 20 de milioane de locuitori și București are 12 sau 13. Pur și simplu, ăștia din administrația centrală nu concep. Cum adică, domnule, păi la București sunt 2 ore exacte, nu băieți? De la București, și n-au nicio vină bucureștenii, se suge tot ce înseamnă bani din România. Da, să mai facem o agenție, să mai facem o nu știu ce mama dracului și bunica dracului și prostul satului pe tăsăi rănim. Ia uite aici. Bun. Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era în decembrie 2023 de 1.292.559 cu 13.564 mai mult comparativ cu ianuarie 2023. 64% dintre acestea fiind în administrația publică centrală conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor consultate de Agerpres. Deci de pe site-ul lor, da, 64% din ăștia 1.300.000 aproape sunt în administrația publică centrală. La București, tata.
Păi normal că atunci, sigur că nu toți sunt în București, că îi împrăște prin țară, ai domnule, că tu aparții de minister, tu faci așa, tu faci așa, tu ești acolo. Și evident că se calculează totul la minister și după vine ăștia și spun: doamne, Bucureștiul dă 25% din PIB. Bă, tată, dacă mut capitala mâine la 12 și un sfert la Tecuci, Tecuciul va da la 12 fără 10 25% din PIB-ul țării. De ce? Că ai mutat niște hârtii, nici măcar hârtii. Ai pus numai o ștampilă în altă parte. Mai departe. Din totalul celor 827.393 de angajați din administrația publică centrală, 608.152 lucrau în instituții finanțate integral de la bugetul de stat, plus 5.745 de angajați comparativ cu ianuarie 2023. Vă reamintesc că din ianuarie 2023 s-a dat o ordonanță, după încă ordonanță s-a dat, ci că nu mai ai voie să angajezi la stat. Și totuși am rezolvat problema. Da? De la asta nu ne uităm niciodată. Și nu înțeleg de ce. Eu de aia zic să ne uităm un pic în oglindă. Pentru că noi știi cum facem, ne uităm numai către alalți. Ce jale a fost astăzi la politicieni. Dom'le, dar n-am vorbit nimic de România, nehamăr. Pe ăla ei se rupe de România. Da? Alții ziceau, dom'le, a votat pentru chestia aia, pentru programul ăla electoral, manifestul PPE, în care zice și de Schengen. N-a votat pentru, s-a abținut. E o mare diferență. S-a abținut probabil că i s-a spus, bă băiatule, vezi că există și alte măsuri contondente, așa pe laterală, în mantă ca la biliard, prin care poți fi cumva ejectat. Și Manfred Werner a spus și el, da, domnule, avem o problemă fundamentală, foarte mare, cu Austria, dar nu voi neapărat România. Voi aveți chestia asta mică cu Schengen, că nu stă tot Europa într-un Schengen la România și Bulgarie. Noi avem o problemă cu Austria, pentru că trebuie să negociem de câte ori există ceva care este împotriva Rusiei. Și nu se lasă ăștia nici să-i pice. Da? Și deja se prefigurează un front destul de ciudat în toată Uniunea Europeană, vorbind de Austria, Ungaria și Slovacia, care încet, încet se uită galeși către Est. Unii către China, alții către Rusia, alții urât la Uniunea Europeană, de parcă Uniunea Europeană ar fi de vină că ei sunt dependenți de ruși. Dar dependența de ruși și-au celebrat-o mereu. Da? Dependența de ruși a fost ceva băgat sub preș decenii la rând, mai ales în Austria. Și nimeni nu vorbește despre asta. Și atunci ești pus tu, gazetarul, între Ciocan și Nicovală, pentru că, pe de o parte, dacă spui, băi, trăznil al pe Nehammer, bași sub preș greșelile tale. Dacă spui, domnule, păi Nehammer are dreptate, bași sub preș porcăriile lor. Și atunci cumva, hai să vedem, bă, care e baiul. Ia să vedem ce n-am făcut noi la lecții, să vedem ce are ăla greutăți în cărămiz în buzunar. Nu? Cred că e cel mai cinstit. Publicitate și revenim cu subiectul meu preferat. Hai să dăm un șut în gură Moscovei. Așa, și vorbim acum despre Kremlin. Kremlin, adică locul care ar trebui călcat în picioare, exact cum strivești un muc de Carpați fără, vă amintiți de el. Da? Adică cretinia de la Kremlin, Kremlin de la cretin, da, cred că se potrivește, ok? Anunță că, domnule, vă vom expulza pe voi, diplomații străini, dacă vă amestecați în chestiunile interne, alegeri și de-astea. Bă, n-a trecut multă vreme de când Medvedev, idiotul ăla care a fost președintele Rusiei, da, spunea foarte clar, Rusia se va amesteca în alegerile occidentale. Adică, băi, să știți că este ocazia perfectă ca să fie expulzați toți papagalii ăștia, da, de ambasadori ruși. Ejectată, pentru că sunt imbecili. Și vă dau știrea. Rusia îi transmite ambasadoarei Statelor Unite la Moscova că va expulza diplomați care se amestecă în afacerile interne ale țării. Adică, noi exact, rușii nu pot uita poezia lor din anii 50. Noi suntem ca frații, ne mâncăm rahații, când tu ție, când tu mie, când tu la amândoi. Ei nu mâncă niciodată rahat, ei îl aruncă asupra lumii. Înțelegi? Și vă arăt mai încolo de ce.
Ministerul Afacerilor Externe rus a anunțat joi, adică astăzi, că a convocat pe ambasadoarea Statelor Unite la Moscova, Lynn Tracy, pentru a avertiza cu privire la tentativele de amestec în afacerile interne ale Federației Ruse. Reuters și France Press. Și dacă te duci mai încolo, oare ce găsim? News.ro din 4 februarie. Numai un pic o trecut, înțelegi? O lună. Fostul președinte, idiotul de serviciu, Dmitri Medvedev, vrea o ingerință rusă în viitoarele alegeri occidentale, făcând apel la tot sprijinul posibil pentru partidele antisistem. Adică ei pot să se bage în chestiuni interne ale altor state, dar ei trimit diplomații imediat acasă, dacă cumva se bagă. Păi atunci facem 50-50. La mama voastră, intrauterin, la revedere, toți papagalii ăia care stau în ambasadele Rusiei din lumea civilizată. Cătăcăș, de ce dracu îi țineți, bă, pe ăștia, bă? Când Medvedev spune foarte clar, și fii atent, dă mai încolo, că o să vezi ce zice Dobitocu. Sarcina noastră este să sprijinim în orice mod posibil acești politicieni și partidele lor din Occident, ajucându-i apertum, adică deschis, et secretum, sau secret, da? Să obțină rezultate corecte la alegeri, corecte în capul lor, da? Și ăsta e vicepreședintele Consiliului pentru Securitatea Rusiei. Da? Asta a relatat lui Figaro, potrivit news.ro. Apertum et secretum, mod deschis și secret. Adică, pur și simplu, un fel de scuipat în gura lumii, care se uită, din păcate, că de-aia e gura lumii, lumea care se uită cu gura căscată la ruși. Nu cu gura căscată, tată. Ei o bâtă, pentru că în cocină nu te bagi niciodată îmbrăcat în smoking. Da? Când știi că porcul e periculos, îți iei o coadă de lopată și dacă vine către tine, îi dai un arât de izboară dinții. Asta trebuie făcut și cu proștii de la Kremlin. Și culmea, încă nu se înțelege. Nu se înțelege pentru că noi avem un fel de bun simț de la izvorind într-un confort aiurea, ca și cum prosperitatea ne-ar fi afectat simțurile, le-ar fi desistematizat. Înțelegi? Pentru că uite ce dezbateri sunt în Rusia, trăzniar Dumnezeu de Kremlinez. Da? Distrugem întâi Bucureștiul, și apoi Parisul, Marsilia, Lyon, dezbatere la Rusia 1 TV, principalul post de televiziune de la Moscova. Ăsta este, da, post de stat, cum ar fi la TVR 1. Și ei vin să spună, bă, prima dată distrugem Bucureștiul, da? Adică, hai să-ți dau ce-o zis Dobitocul ăsta, ăsta e plătit cu 16 milioane de dolari din tot felul de șmecherii de ruși, de-a lor, Soloviov. Dezbatere alucinantă la Rusia 1, da? Principalul post de televiziune de la Moscova, post finanțat de guvern. Vladimir Soloviov, de el v-am spus, a declarat că Bucureștiul ar trebui distrus înaintea Parisului. Nu mă pot decide între Paris și Marsilia. București, desigur, apoi Paris, Marsilia, Lyon. Lyon este un oraș frumos, este și un festival al focului, acolo mâncava al focului ficații, da? Ok, mergem mai departe. Și în Germania ce să distrugem? Hamburg, desigur. Sau poate München? Poate că ar trebui să facem un sondaj totuși care orașe nu se tem să le piardă. Zice Soloviov într-un dialog cu invitații săi. O să vă arăt imediat secvența video. Problema este alta. Problema este că noi ținem ambasadorii unui stat terorist, da? Statul terorist rus, îi ținem ca și cum ar fi ambasadorii unui stat normal. Așa cum n-am fi putut ține niciodată ambasadorii statului islamic, Al-Qaeda sau Hamasului, așa nu trebuie să-i ținem nici pe porci ăștia. Pentru că sunt niște porci. Mă rog, porci. Porc e o chestie mult mai ok și mult mai onestă și mult mai decelebrat decât idioții de la Kremlin. Și vă arăt acum secvența video, să o vedeți, în care ăștia se hăhăie acolo și tare rău îmi pare că... Da, dă-o, așa. Dar nu se poate decide să răcuțu. București, evident. Da, ce v-am spus, Paris, Marseille, Lyon. Lyon e un oraș fain, are un festival al focului. În Germania, ca răzbunare pentru Taurus, oare ce să distrugem? Hamburg, Hamburg, sigur că da, ok. Da, sau poate München. Adică ar trebui făcut în felul următor. Spus pe față, băi golanilor, voi ați fost rupți în cur
da? Tot războiul al doilea război mondial. În primul rând, ați început al doilea război mondial cot la cot cu Hitler. Pentru chestia asta ați fi meritat o bombă atomică Moscova. Asta cred eu și asta credea generalul Petern, da? În 45. Dacă nu vă dădeam noi inclusiv obiele, da? Obiele, bă, de alea, ciorapi, le-au dat americanii tot, da? 140.000 de camioane, că ea n-aveau nimic, că erau neam de la de căruțași, înțelegi? Le-au dat avioane, le-au dat mâncare, medicare, tot. Că ea n-aveau decât vodcă. Și băgau în ei vodcă și apoi nu contau dacă muriau. Dacă îi zic, vai, au murit 20 de milioane de sovietici, de ruși în al doilea război mondial. Pă băi, au murit pentru că mergeau beți și fără nicio armă la ei. Înțelegi? E celebre chestiile astea când îi trimiteau 3 oameni cu un încărcător. Da? Primul risca, murea, al doilea lua pușca, al treilea avea încărcătorul și murea celălalt și mureau tăstrii, că erau proști, comandanții lor. Înțelegi? Pentru chestia asta eu aș da afară, i-aș da afară pe ambasadori. Și apoi să vedem ce face. Ok, nu am nevoie nici de ambasadă la ruși, ci eu sunt NATO, sunt Uniunea Europeană. Bă, oricum nu fac ce vreau eu și oricum n-aș face niciodată ceva pentru ruși, așa că discută cu Bruxelles dacă vrei să vorbești despre sancțiuni și cu ambasada, eventual un ambasador la NATO ca să ții legătura, să nu zică ăia că te-ai răhățit în capul lor direct. Nu, prima dată pe ambasador. Bun, bun. Asta trebuie spuse tot timpul, pentru că dobitocul ăsta pe care o să-l vedeți aici, da, deja este nebun. Da. Deja este un tip care are probleme psihice. Și omul nu-și va mai reveni. Are și o vârstă de ani în care se uite săracul când... Da, andropauza, săracul, înțelegi? Un tip care se crede extrem de important, vrea să apară lângă Petru cel Mare, lângă Ecaterina a II-a, chestii de astea, de istorie. Dar nu-și dă seama că este, de fapt, tâmpitul lumii secolului 21. Și lumea n-are curaj să-i spună. Eu mă uit în Germania și mă mir cum, bă, stați un pic, de ce să nu dați Taurus, acele rachete cu rază mare de acțiune, ucrainenilor? Vai că să nu lovească ținte din interiorul Rusiei. Bă, bă, i-au făcut praf 20% din tot ce înseamnă Ucraina. Au ras pur și simplu. Acolo este și un ecocid, pe lângă genocid. Da? Acolo sunt terenurile cele mai minate din lume. Și tu, neamțule, îmi spui că v-ați zis? Adică, ce era hatul ăsta? Dă-le, tată, Taurus acolo să lovească până în inima Kremlinului. Că până la urmă, dacă vor război, despre asta este războiul, tată. Despre asta este războiul. Nu. Noi tot ca fata mare, cu himenul fluturând ca steagul tricolor, noi așa, european, cu steluțe, trărăm, ăla nu-i tricolor, că e numai albastru, dar noi punem și tricolorul, că sunt o grămadă de țări care au tricolor și care stau așa, Spanish Cocker, că poate, hai să nu supărăm Rusia. Fraierilor, nu supărați Rusia, o să vă mănânce la micul dejun. Da, nu. E greu de înțeles. Și vă spuneam că Putin este nebun. Chiar este nebun. Acum l-au apucat și că, domnule, să vă explic voi la ceva tineri de aia, niște copilași de aia de nota 2 la școală, băi, să vă explic, voi știți că Belgia a apărut ca stat datorită Rusiei, bă. Și a s-a uitat în... Stai să mă dau la o parte ca să-l vedeți pe prost. Așa, ca să-l vedeți pe prost. Așa? Pe idiot. Și ăia se uitau la el, vai ce deștept e domnul președinte Putin. Putin este un papagal. Adică Belgia n-are nicio legătură cu Rusia, nici măcar cu Imperiul Țarist. În primul rând, Belgia și-a căpătat independența prin 1830. Da? Cum? Până pe la 1794, da? A fost sub un fel de capac habsburgic. Bă, la 1794 s-au apucat francezii să bată celebrele războaie revoluționare, nu-i așa? Și s-a întâmplat o chestie, paf, și intră ăștia din 1794 până în 1815, nu-i așa, frumos, primul imperiu francez, da? După aia anexată la prima republică franceză, la première république française. Bun, numai că se întâmplă un lucru, începe să scârție partea asta franțuzească și în 1830 țările de jos se unifică în iulie 1931,
îl proclamă pe Leopold I rege. Și ce să vezi? Și astăzi, 21 iulie, da, este sărbătoarea națională a Belgiei, ziua încoronării primului rege, da, primul regat, prima independență, etc., etc. Bun, dar ăsta de unde să știe că e prost? Ăsta e prost, vai de capul lui, habar n-are ce înseamnă istoria, habar n-are că după Habsburgi, țările astea de jos și inclusiv alea care nu au fost sub Habsburgi, cum era, era un fel de regat ecleziastic de la Liege, avea o formulă de asta mult mai independentă și alea au fost anexate de prima Republică franceză. Înțelegi? Dar de unde să știe prostul? Stai să mă dau la o parte să-l vedeți bine. De unde să știe că, no, asta înseamnă un pic mai multă școală, mai multă învățătură. Bun. Bun. Și ce se întâmplă după aia? Sunt tot felul de senzori de ăștia, de știi cum e senzorul ăla, se face acum mare reclamă pe la toate posturile de televiziune și bine fac ăștia, cu senzorul ăla de fum, senzor de pericol, știi? Exact asta ar trebui să avem noi în căpățână. Pentru că, o să vezi, nu asta e cealaltă, o să vezi că se încearcă destabilizarea Moldovei prin copila asta, o puștancă născută în 86, o cheamă Evgenia Huțul, e bașcana găgăuziei, este din partidul lui Ilan Șor, da? Ăla de care v-am spus la început că a trimis, da, pe 10.000 de euro, costa un microbus cu 22 de persoane, atât primeau ea și șoferul autobuzului și tot, microbuzului, ca să vină la mitingul AUR la București. Bun? Și asta e pusă de partidul Ilan Șor, partidul Șor. Bun? Și Putin i-a promis liderului, tântălăi ăstea, da? Regiunea autonome moldovenești proruse, Găgăuzia, toată susținerea sa. Acum, trebuie să înțelegem că găgăuzii nu sunt foarte moldoveni. Ok. Da? Ei sunt, de fapt, o populație turcică, dar ortodoxă, nu musulmană. Acolo e cu dus și întors. Pentru că limba găgăuză a cam dispărut, au reînviat-o sovieticii într-o vreme, prin 5-7 mi se pare, dar în același timp toată populația a fost obligată să meargă pe școală rusă. Și atunci ei sunt rusofoni, dar sunt și rusofili. Și eu m-am uitat de curiozitate și la biografia tipei ăstea. Asta săraca, 37 de ani, doi copii, stă într-un sat, au Comrad, mi se pare, capitala regiunii lor, un orășel de vreo 20.000 de locuitori, evident, dacă vrei să vezi ceva mare, vezi biserica acolo. În rest, îți mai de mama lor, ok? Săraci, dar și proști, atâta vreme cât vor să meargă cu rușii, și foarte influențabili. Și m-am uitat, m-am tot documentat asta să văd, bă, ea ce zic? Ei n-au nici măcar nu-și pun problema că ar putea trăi mai bine. Pentru ei trăit mai bine înseamnă tinerețea lor. Când mai puteau să meargă la mândre, când aia mai mergea pe la fabrică, mai arunca la prin fânul, prin Otava proaspăt cosită, așa și făcea doi copii instantaneu, și ei au impresia că atunci era mai bine, numai pentru că aveau libido. Da? Și, dom'le, dar cu rușii era cel mai bine, că acum cu moldovenii ne discriminează. Dar nu discriminează nimeni, pentru că nimeni nu pune presiune pe ei. Din potrivă, ei și acum de vreo 20 de ani chiar au autonomie sporită. Da, e autonomie etnică, e destul de ciudat acolo. Dacă te uiți pe harta Găgăuziei, o să vezi că nu este o formulă continuă. O să vezi că unde Comratul e așa o bucătoaie și dincoace o bucățică mică, mică, mică. Moldova a fost destul de ciuntită. Știi, are deschidere la Dunăre, ca să îți dai seama cât de ciuntită a fost și cât de bajocorită, 470 de metri. Deci atâta e deschidere ei la apă. De aici până în parcarea unde mi-a lăsat o mașină, undeva 200 de metri, da, mai merem încă 200 de metri, 270 de metri și ai toată deschiderea Moldovei la Dunăre, mă rog, și la Marea Neagră, dacă mergi pe Dunăre. Înțelegi? Adică toată lumea a profitat de nebunia lui Stalin, care a început să împartă în așa fel harta Uniunii Sovietice, încât dacă pică Uniunea Sovietică, să fie sigur că ei își dau în cap.
Da? Cum și-ar da, de exemplu, astăzi, să zicem, Ucraina cu Moldova, prin absurd, în mod evident. Bine, ce mi-ai luat sudul Moldovei, dar ce mi-ai luat nu știu care, România cu Ucraina, că de ce mi-ai luat nu știu care, da? Sau uite-te la Nagorno-Karabakh, acolo, în Armenia, sau uite-te la o grămadă de țări care fiecare se uită un pic peste granița celelalte pentru că ceva i s-a luat și a fost pus cu mâna, pur și simplu, și o ștampilă rotundă roșie, da, de către Stalin, în altă parte. A fost o perversitate și de asta Rusia ar trebui să dispară pur și simplu. Pentru că Rusia nu există. Da? În Rusia sunt 194 de popoare. Sunt înscrise în Constituție. Nu există țară cu 194 de popoare. Toate alea au fost luate prin rapt, da? Puse la respect cu Kalashnikovele și după aia în fruntea lor puși niște satrapi. Da? Prim secretar de Partid Comunist. Da, așa zic și guvernatorii. Care și-au făcut propriile armate. Sigur, subordonați, în mod evident, Moscovei. Când ai mișcat, ai mișcat în brișcă. Ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în Cecenia, da? Unde s-au făcut praf și pulbere sute de mii de vieți. Da, ce se întâmplă în Armenia. Ce se întâmplă, indiferent unde sunt ruși, acolo curge sânge, băieți. Și lumea civilizată, asta e cea mai mare enervare, ar trebui să fie a lumii civilizate, băi, nu mai tratați Rusia ca pe o țară cu care poți discuta. Rusia este cam bancul ăla, când dispare, e bună. Da, e un paradox. E ca la, știi, paradoxul cretanului. Când vine cretanul și spune toți cretanii sunt mincinoși. Apoi dacă sunt mincinoși, înseamnă că ăsta minte. Și dacă minte, înseamnă că nu sunt mincinoși, pentru că spune adevărul, da? Cretanul care spune toți cretanii sunt mincinoși. Asta e Rusia. Asta e Rusia și o grămadă de tântălăi și de la noi și din Occident nu-și dau seama sau nu vor să-și dea seama. Eu m-aș mira, nici nu vreau să mă mir, dar dacă s-ar face așa să viseze ăștia proruși odată, da, un singur vis, toți, că le-a intrat rusul în casă. Și oare ce o să zică rusul când intră în casa lui de prorus, de putinist? Crezi că o să-l pupe și o să zică, vai ce bine, îmi pare că tu ești putinist de-al meu? Nu. O să întrebe așa unde ține nevasta. Fată ai? Hai că n-am mai fost de mult pe la... Ia, adu-le încoa și nu comenta, că oricum te împuși la urmă. Eu le împuși și pe ele. Ideea este să mă descarc emoțional și cu asta basta. Asta fac rușii. Înțelegi? Când Păstorel scria epigrama aia senzațională, da? Soldat rus, soldat rus, de ce te-au pus așa de sus? Ca să te admire popoarele sau pentru că picioarele? Da, bă, puțeau, dar nu numai picioarele. Puțea tot sufletul lor ăla de violatori. Și mă refer aici la, ghilimele, mare armată rusă, mari comandanți ruși, mari lideri politici. Ăștia put, pentru că sunt niște cadavre în putrefacție. De ce? Au murit deja în secolul 20 și fantomele lor încă mai vin în secolul 21 ca să împută aerul. E ca atunci când se strică ceva, știi, la catalizatorul ăla de la mașină, că putea o clocite și mașina ta zici, băi, dar până are decât 2 ani, 30.000 de kilometri, cum dracu s-o stricat? Asta e Rusia, catalizatorul stricat. Mirosul de ouă clocite, da, al lumii. Și lumea încă o ia în seamă. Vai să nu escaladăm, să nu escaladăm conflictul. Lasă că le escaladează ei, tată. Bă, până nu o să dați șutul în gură ălora de la Kremlin, n-o să se întâmple nimic bun. Pur și simplu trebuie dat, exact cum își dă prostul ăla, dacă îmi dai încă o dată fotografia, ador să o văd aici și vreau să terminăm emisiunea pe ea, da, fotografia cu un Putin în adevărata lui splendoare. Omul este nebun, este cretin, este idiot. De ce dracu mai discutați cu el? Nu se știe. Lumea civilizată are naivitățile ei. Așa că v-am pupat, mă duc și eu acasă, că și eu som, nu-s ficus și nu-s nici rus de la Kremlin. Disponibil pe primaplay.ro.